meci de data aceasta cu nou promovat? Da, va fi un meci dificil. Trebuie să ne gândim mai la victorie, să mai acumulăm 3 puncte în clasament și să urcăm aproape de zona de play-off. Vii și de asemenea după o victorie, primul lor succes în Liga 1. Crezi că vor veni așa și pentru că nu vor avea nimic de pierdut, pentru că nu vor avea nimic de pierdut, va fi un meci greu și din cu siguranță nu au nimic de pierdut, nici noi nu avem nimic de pierdut, trebuie să jucăm fotbal, trebuie să începem de la început foarte agresiv și să nu le dăm nicio șansă. Voi o serie foarte bună, deja 4 meciuri consecutive în care nu ați pierdut, este jocul așa pe care vi-l doriți, nivelul la care... Da, am ajuns la un nivel mult mai bun decât acela când am început campionatul. Ne-am acomodat și cu mister, ne-am acomodat și cu staff-ul și cu ideile de joc. Se vede pe teren că practicăm un joc bun și sperăm ca mâine să facem același lucru. O echipă mult mai experimentată față de anii trecuți a viitorului. Este un atu al vostru în acest campionat? Poate fi un atu, într-adevăr, avem o echipă mai matură, trebuie să profităm de lucrul acesta și să ne atingem obiectivul. Kevin, how do you think the match with Argeș will be? How I think the match with Argeș will be? I think it will be a difficult game. I think it's a team that come from the second league, no? And probably they will be very aggressive. Hopefully, yes, I will score. I go in the game with my intention to score every game, so hopefully I will score. Gabi Iancu was the top scorer of the championship last season. Yeah. Is this a personal ambition for you? I look game by game. For me, it's important that we win. As a striker, you want to score. If I can score every game, it's good. But for now, I don't look to a top scorer or something. I look for the team to win every game. Four consecutive matches in... which you haven't not lost, but and the evolution are always growing. Yes, it's growing now, and now we have the 3 points, and I think this is a series that we can get more points, and we must go for it. With the new victory, you can even claim on the playoff place. Is this an additional motivation? Yes, of course, it's a big motivation, but I think first we concentrate on the game to get the 3 points, and then we can look to the table.